Bună dimineața, domnilor și domnilor, ca în fiecare zi de miercuri, astăzi din nou avem invitate pe doamna dr. Voișan și, după cum știți, rubrica vă este oferită de Clinica Phoenix. Astăzi vom vorbi despre RMN-ul articulațiilor sacro-iliace. Doamna doctor, întâi să ne spuneți, pentru că deja sunt niște termeni pe care, nu știu dacă învățăm chiar la biologia din clasa 8-a, 9-a, cu sacro-iliace, de aici deja se încurcă, să ne spuneți despre ce zonă e vorba pentru cei care nu știu. Este o articulație importantă a bazinului, da? Sacrul este ultima parte, partea inferioară a coloanei vertebrale, în care vertebrele sunt sudate între ele și care se articulează cu restul oaselor bazinului osos. Am înțeles. Și unde, să spunem, pot apărea afecțiuni destul de grave sau nu neapărat grave, ci foarte greu de vindecat, fiind o zonă mai sensibilă? Patologia articulațiilor sacroiliace este foarte variată, să zicem, ca patologia oricărui tip de articulații. Specificul ei vine puțin și din faptul că intră în, să zic, în axul vertical al coloanei ca încărcare, ca greutate. Și sigur că putem să avem tot felul de leziuni, de la leziuni traumatice, la leziuni inflamatorii sau chiar tumorale, dar cele mai frecvente dintre afecțiunile articulațiilor sacroiliace sunt cele inflamatorii sau degenerative, de obicei. Cu acestea ne întâlnim cel mai des. Valoarea RMN-ului în explorarea articulațiilor sacroiliace este deosebită, în sensul în care poate să evidențieze orice tip de afecțiune, de la fracturile de sacru, care sigur că le mai putem explora și cu altfel de examinări radiografice sau tomografice, dar o particularitate, să zic, în cazul fracturilor, sunt fracturile de stres, sunt fracturile care apar fie pe un os insuficient, cum este osteoporoza sau un os la pacienții oncologici la care s-a făcut radioterapie și apar niște fracturi de stres care uneori doar prin examinarea RMN-le putem evidenția. Este situația bolilor inflamatorii și dintre acestea, dintre bolile reumatismale, majoritatea dintre noi probabil că am auzit de sacroileită în cadrul spondilitei anchilopoietice și RMN-ul în situația aceasta are o valoare deosebită în sensul în care evidențiază leziunile cu acuratețe, arată caracterul activ al inflamației și evidențiază atât leziunile acute cât și leziunile cronice și aduce o valoare diagnostică deosebită, un aport diagnostic deosebit medicului reumatolog în această boală. La aceste afecțiuni sau la aceste tipuri, la acest tip de RMN, când este necesar administrarea contrastului intravenos? Administrăm contrast intravenos în situații particulare. De exemplu, în situația acestei boli inflamatorii a sacroileitei, contrastul intravenos îl administrăm pentru a evidenția priza de contrast la nivelul sinovialei inflamate. Este cazul tumorilor, mai rar întâlnite, dar la nivelul sacrului se întâlnesc și astfel de situații, tumori benigne sau chiar tumori maligne, situații în care de asemenea administrăm substanță de contrast. La care nu este, să nu se sperie lumea că e ceva... Nu. Substanța de contrast, pacienții, mă rog, primul lucru pe care îl știu este și prima frică e cea a reacțiilor alergice. Dar trebuie știut că substanța de contrast pe care noi o administrăm la o examinare RMN este o substanță de contrast specifică, nu este cea care se face, se administrează în radiologia convențională sau la CT. Are un risc, există un risc de reacție alergică, dar este foarte mic, practic nu am avut astfel de situații.
Și singurul lucru, singurul aspect de care trebuie să țină în seama în administrarea acestei substanțe de contrast este funcția renală și pentru asta pacienții sunt întotdeauna rugați să aibă între analizele de la laborator efectuate recent și valorile creatininei, ca noi să știm că putem administra această substanță de contrast în condițiile unei funcții renale corespunzătoare. Am înțeles. Domnul doctor, vă mulțumesc mult și săptămâna viitoare o să luăm o altă parte, trecem mai jos, să spunem așa. Coborâm. Coborâm și o să vedem despre ce RMN este vorba. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, vă mulțumesc! La revedere!